Decesele cauzate de căldură au crescut în Europa cu 30% în ultimii 20 de ani, iar în următorii 5 ani temperaturile vor continua să crească. În plus, valurile de caniculă extremă vor dura din ce în ce mai mult. Avertizmentul a fost făcut într-un interviu exclusiv pentru jurnalist Euronews Maia Bondici de către directorul Copernicus, serviciul care monitorizează temperaturile la nivel global. La baza temperaturilor extreme stau schimbările climatice, iar efectele le vedem cu toții. Anul trecut, peste 60.000 de europeni au murit din cauza căldurii, iar cercetătorii avertizează că dacă nu se iau măsuri urgente, numărul deceselor ar putea să atingă 100.000 în fiecare an până în 2040. Heat-related mortality, so this is us, this is humans in Europe, has gone up by 30% over the last 20 years. And this is related to the rising temperature, is related to the heat waves. We should expect the temperature to keep going up. The temperature of the next 5 years will almost certainly be warmer than the last 5 years, and this will continue. Într-un discurs susținut la New York, secretarul general al Națiunilor Unite declară că în următoarele 18 luni este crucial ca țările să reducă emisiile de carbon. Asta pentru a menține pragul de încălzire sub 1,5 grade Celsius. We are playing Russian roulette with our planet. And we need an exit ramp off the highway to climate hell. And the truth is we have control of the wheel. The 1.5 degree limit is still just about possible. Deși o creștere de 1,5 grade Celsius nu pare mult, când este depășit în mod repetat acest prag, se pierd resurse importante de pe planetă. Vorbim despre apă potabilă, hrană și chiar dispariția multor specii. There is evidence that if anything, the rate of warming has gone up. So it was slightly less than 0.2 degrees per decade, and now it's between 0.2 and 0.3, something around 0.26 at the moment. So we are far from stabilizing the temperature, and this is not surprising because we have not touched the root causes of these changes. Efectele se resimt și în România de ani de zile. Verile dogoritoare, secetele și furtunile puternice, toate sunt ca urmare a schimbărilor climatice. Noi resimțim aceste schimbări climatice, temperaturile sunt mai mari vara, iernile s-au schimbat foarte mult, vedem aceste fenomene meteo extreme, le resimțim, ploi abundente, de scurtă durată, cu cantități foarte mari. Și nu doar noi suntem afectați, dar și celelalte specii de pe această planetă, ecosistemele și biodiversitatea. Temperaturile în special afectează tot ciclul biologic. Cel mai important pas în diminuarea efectelor ar fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, majoritatea țărilor au ținte clare de îndeplinit. Zero emisii până în 2050.